Frumusețea gropilor de primăvară pe străzile municipiului Chișinău. Ai impresia că în curând vom fi într-o groapă bordă mare și nu va mai trebui să reparăm nimic. Merge pe drumuri ca pe o planetă galactică. Merge ca pe planeta Marte, de exemplu. Toată cu găuri, sari din una în alta, gurile de captare prăbușite. Asfalt nu este. Și ceea ce este regretabil, pentru că la fiecare postare sau comentariu trebuie să explic eu sau colegii noștri că de fapt de vină primăria nu este în această privință. Dar oamenii cred că de vină este în continuare primăria municipiului Chișinău. Mă bucur că unele proiecte mari, cum sunt strada Creangă, 31 august, care au fost semnate și încheiate anul trecut, vor merge cu asfaltarea cu standardele vechi. Nu este necesar să așteptăm neapărat, ce obțin în cazul străzii Creangă, decizie celor de la Ministerul Economiei pentru a asfalta strada. Acum, domnule Tomiță, dacă nu vom interveni în curând cu plombarea găurilor, urmează să pierdem străzile pe care le avem la această etapă, frumoase, descoperite. Acum, dacă este să lăsăm ironia deoparte, situația este foarte urâtă. Discuțiile cu Ministerul Economiei, care trebuiau să continue săptămâna trecută și care, repet, v-am atenționat pe toți, inclusiv acum fac această adresare publică către Ministerul Economiei, pentru că în repetate rânduri, când am atenționat la ședințele noastre despre aceste lucruri, mi-ați spus că totul va fi bine. Nu este bine, este foarte rău. Orașul este plin de gropi, țara este plină de gropi. Din cauza dumneavoastră, pentru că nu ați făcut ceea ce trebuia să faceți până pe data de 31 decembrie 2020. Și v-am zis că nu o să faceți. Nu o să aveți nici laboratoare normale, nu o să aveți nici asfalt, nu aveți nimic. Și nici responsabilitate nu aveți. A mai trecut o săptămână. Eu rog foarte insistent, domnul Tomiță, să-i transmiteți o mașină de asfalt frezat, salutări din partea primarului, în fața guvernului și să aruncați acolo la intrare la ei. Poate să-l gândiți sau să-i așezați în mașinile dumneavoastră și să-i luați să circule un pic prin Chișinău. Că ei stau în cabinet acolo și fac politici. Pe noi nu ne interesează ce ați făcut voi cu legi, cu regulamente. Lucrurile nu funcționează. Noi nu putem procura din cauza voastră asfalt ca să reabilităm situația municipiului Chișinău. Și de vină sunteți voi. Și în continuare sunteți de vină. Și nu este la orizont o claritate când vom putea aceste lucruri să le punem în practică. Și vom atenționa despre asta în decembrie, în ianuarie, în februarie, în scris și public și în ședințe. Și ne-ați spus să nu facem gălăgie atunci. Iată că n-am făcut gălăgie. Acum o să facem gălăgie. În fiecare zi o să facem gălăgie. Și reiterez, duceți-le o mașină de asfalt frezat acolo în față și blocați-le ușile. Că ei stau în cabinete și pricep acolo cum să facă politici. Specialiști de toată domeniul. Nu este posibil ca să știe chișinăuienii. Nici programul curților blocurilor locuit nu este posibil să-l începem. Nu este posibil să începem programul de reabilitare a drumurilor din capitală, chiar dacă avem bani pentru asta. Nu este posibil să facem lucrările de reparații și vă lăsați acolo cutiile de viteză și alte lucruri ale mașinilor în găurile din Chișinău. Din cauza unor irresponsabili de la Ministerul Economiei, care se tot scarpină într-un loc și spun că o să existe decizii săptămâna asta, săptămâna viitoare. E sfârșitul lunii martie, decizii nu sunt. Apucați-vă de lucru acolo. Mulțumesc, vă rog foarte mult.